Bună ziua! Sunt doctorița Daniela Burghelea, medic boli infecțioase la Spitalul Județean Piatra Neamț și organizăm această conferință de presă și la rugămintea Agenției Dezvoltare Sustenabilă în Sănătate pentru informarea populației de la nivelul județului Neamț despre promovarea și despre promovarea tratamentului pentru hepatita C fără interferon și stadia de fibroză F1 și F2, până acum, intrând în tratament gratuit, de contat de casa de asigurări, doar fibroza F3 și F4. Solicităm și implicarea presei pentru informarea populației de la nivelul județului Neamț, că suntem ca prevalență primii pe regiunea Moldova, cu proporție de 6,14%, în Moldova fiind cam 4,4%, la nivel național în jur de 3,3%. Deci deținem un loc nedorit 1 între județele Moldovei. Dorim să informăm populația că la nivelul medicilor de familie se face o determinare rapidă prin teste rapide tuturor celor care se adresează cabinetelor medicilor de familie și că de la 1 mai anul acesta se face și determinare gratuită anticorpilor anti-HCV, așa se cheamă analiza care determină infecția cronică cu virus hepatitic C, prin decontare de către Casa de Asigurări. Deci toate persoanele, în special cei care au vârste peste 45 de ani, deci vârstele 45-60 de ani care anterior anilor 89-90 sau 95 au primit transfuzii de sânge, au avut intervenții chirurgicale la borioase, cei care au fost supuși transplantului de organe sau hemodializației cronic, dar și persoanele care au o simptomatologie frustă și care trebuie să se prezinte la medicii de familie pentru acuze subiective de genul oboseală, lipsă de poftă de mâncare, balonări abdominale, la diferitele examene de laborator și-au găsit analize modificate ale ficatului, transaminazele crescute sau la examinări ecografice de rutină li s-a spus că au ficatul modificat. Știu de la doamna doctor Crenguța Covrig că de săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare s-a început și campania de recoltare a analizei pentru depistarea rapidă, un test rapid din sângele din deget și se dă rezultatul în câteva minute. Dacă aveți să-mi puneți întrebări sau dacă doamna doctor de la Casa de Asigurări ne mai poate spune ceva în sensul acesta. Casa de Asigurări, în momentul ăsta, te contează tratamentul pentru tratamentul antiviral pentru hepatitele cronice și DGC. A fost o creștere ușoară a numărului de pacienți în 2018 la 9 luni față de 2017. De asemenea, confirm ceea ce a spus doamna doctor, că de anul ăsta medicii de familie pot recomanda și ei anticorpii anti-HCV ca investigație în ambulatoriu pentru pacienți, o noutate. Nu puteau până acum, dar am numai medicul specialist. Și cu certitudine, cazurile noi care se vor depista vor putea fi tratate și tratamentul va putea fi decontat pe Casa de Asigurări. Rețetele sunt gratuite, tratamentul este gratuit pentru hepatitele cronice virale. Cu afirmația că persoana trebuie să fie asigurată. Bineînțeles, da. Vorbim numai de asigurații. Se încearcă o conștientizare și o informare a populației despre riscul de infecție cu virus hepatitic C, pentru că la nivel mondial 40% din etiologia bolilor hepatice cronice este cu virusul hepatitic C. Prin faptul că evoluția bolii hepatice cronice este total asimptomatică în cele mai multe cazuri. Și atunci boala evoluează lent, fără a avea o simptomatologie care să pună
pacientul în alertă, doar de cele mai multe ori la examene de rutină se depistează, fără a avea o simptomatologie obiectivă care să îl facă să intre în panică, că ar fi cu ceva afecțiune hepatică. Ca riscuri, pacienții care au o viață sexuală dezorganizată, și asta vorbesc în special pacienții tineri, adolescenții, cei care obișnuiesc să se adreseze centrelor de piercing și tatuaje și la cabinetele de pedicură, manicură, unde ar fi un loc unde este posibil a se transmite virusul hepatitic C, pentru că căile de transmitere ale acestuia sunt în general, este în general sângele. Și contactul infectant se poate face dacă instrumentele folosite sunt nesterilizate. Altă cale posibilă este transmiterea sexuală și în special viața sexuală dezorganizată cu parteneri multipli și fără mijloace de protecție, de protejare. Se face o testare și a pacientelor și a gravidelor. Aceasta, din câte știu, este gratuită de mai mult timp. Așa, în primele luni de sarcină se face determinare virus hepatitic C, B, virusul HIV și niște virusuri care au probabilitate mare de a da malformații congenitale și în această baterie intră și virusul hepatitic C. Dacă persoana gravidă este descoperită cu acest test anticorpi anti-HCV pozitiv, se va adresa medicului de familie și medicului infecționist, întrucât sarcina trebuie supravegheată, ar trebui recoltată o viremie în timpul sarcinii pentru ca se știe de riscul de transmitere materno-fetal, pentru că infecția se face în special la momentul nașterii și dacă este o viremie mare, ar trebui naștere prin operație cezariană și la fel părerile sunt împărțite dacă alăptează sau nu. Riscul nu este neglijabil, adică este mic, dar nu este zero. Ar fi recomandarea ca să nu se alăpteze la sân și să-și facă viremie și ulterior mama, să se adreseze spitalului de boli infecțioase pentru un consult ulterior. La fel, cei care consumă droguri cu aplicare injectabilă sunt expuși riscului de transmitere a virusului hepatitic C. Dacă ne mai pune, poate spune doamna doctor Grădinaru despre riscul și despre prevalența la noi. Prevalența la noi, ce județul Neamț, vă putem oferi cazurile noi de hepatită virală C. Deci pe primele 9 luni anul acesta sunt 2 cazuri, față de aceeași perioadă anului trecut, când s-au înregistrat tot 9 cazuri. În ultimii 5 ani am luat cel puțin retro. Cazurile au fost de la 2 la 4 cazuri maxim. Deci, vorbim de hepatita acută C. În ceea ce privește o evidență separată pentru hepatită cronică C sau pentru celelalte complicații care sunt ciroza și carcinomul hepatic, nu există o astfel de evidență la nivelul DSP-urilor. Deci la nivelul DSP-urilor, cât și la nivel național, la Centrul Național de Statistică, sunt raportate la finalul anului numărul de cazuri totale aflate în evidență prin ciroza și alte hepatite cronice. Deci asta este o cifră mai mare care include toate bolile cu etiologie, virusul hepatic. Asta spuneam, o statistică la nivel mondial arată că 40% din bolile hepatice cronice au etiologie virală hepatitică C. La noi ar fi 10.008 cazuri de ciroze și alte hepatite aflate, rămase în evidență la finalul anului 2017. Ce pot să vă mai precizez? Un studiu de prevalență făcut de către Centrul Național de Supraveghere a Bolilor Transmisibile în anul 2013 a estimat, luând eșantion și recoltându-se sânge pacienților, exclusiv celor din secția de boli infecțioase, deci au exclus, din populația generală, am vrut să fie arealul luat în populația generală, nu bolnavi de hepatită sau de alte ciroze sau cronici,
au estimat 5,6% o prevalență la nivel național. Tot acest studiu, făcut de colegii de la Centrul Național, a precizat că persoanele peste 65 de ani prezintă o prevalență mai mare, 13,9%. Explicată prin faptul că aceste persoane poate au făcut, au avut în antecedente tratamente injectabile, poate înainte de 90, când pe atunci știm bine că seringile se sterilizau, erau de sticlă, deci nu existau tratamente cu instrumentare de unică folosință, cum este acum, și de asemenea nu erau testați donatori, poate ca și în prezent. Dar aceste valori sunt mari, normal că sunt peste 2%, prevalența în celelalte state este până la 2%. Este o valoare ridicată, bineînțeles, dar această valoare nu poate fi extrapolată la fiecare județ. Noi aceste informații privitoare la valoarea de 6,14% nu le-am avut până în momentul acesta. Și poate că ar fi bine să fie puțin puse în legătură cu cele de la Centrul Național. Adică a se vedea pe ce eșantioane de populație, ce fază de numărare, ce clustere și așa mai departe au fost luate în considerație. Da, pentru că spuneați despre incidența hepatitelor acute, că au fost doar două cazuri anul trecut. Asta este specific infecție cu virusul hepatitic C. Da. Incidența hepatitelor acute este foarte rară. Și în momentul în care ești diagnosticat și știi că ai infecție acută cu un virus hepatitic, atunci se face internare, se tratează și atunci măsurile de tratament sunt aplicate la momentul optim. Dar specific infecție cu virus hepatitic C este că infecția este asimptomatică, treci peste infecția acută fără să știi că ai făcut-o și evoluează latent până la o perioadă de 30 de ani. Fiecare pacient are o evoluție proprie, nu se poate anticipa modul de evoluție al fiecăruia. Sunt pacienți care au evoluție rapidă spre ciroză hepatică, ciroză însemnând stadiul de fibroză F4, între 5 și 10 ani. O altă formă ar fi de evoluție medie, între 15 și 20, unii chiar peste 30 de ani, cu evoluție lentă. Ca să precizez ce înseamnă stadiul de fibroză, stadiile de fibroză, F1, F2, F3, F4 înseamnă gradul de fibroză, gradul de afectare al ficatului. Până acum s-a tratat doar stadiul de fibroză F3 cu medicamente fără interferon. F1 și F2 era doar tratament cu interferon. Tratamentul cu interferon este destul de greu de tolerat de către pacienți. Cei mai mulți care au și o viață activă afectează destul de mult calitatea vieții prin efectele secundare și rata de răspuns este până în 40% cel mult. Terapia fără interferon are o rată de răspuns până la 99%. Este o terapie scurtă, de 12 săptămâni, se face cu o pastilă pe zi, sunt 3 medicamente incluse în decontarea de către casă, 2 din ele cu o pastilă pe zi, celălalt cu 3 pastile dimineața și o pastilă seara, pe o perioadă, am spus, scurtă, doar de 12 săptămâni și foarte bine tolerată. Asta în funcție și de comorbiditățile pacientului. Se apreciază fiecare și în funcție de comorbidități se decide felul în care trebuie să fie supravegheat și interacțiunile medicamentoase, dacă pacientul are de luat și alte tratamente pentru alte boli pe care le are. Toate acestea se vor stabili când se face dosarul de inițiere a terapiei, care se face în Centrul Regional Boli Infecțioase Iași și mai nou, de la 1 septembrie, este centrul și Spitalul Bacău, unde au contract cu casa colegi infecționiști și gastroenterologi pentru inițierea și controlul terapiei fără interferon. Dacă aveți ceva întrebări... Deci se adresează medicului de familie unde se face acest test rapid din sângele capilar, din deget și rezultatul se dă în câteva minute.
Dacă este pozitiv, atunci medicul de familie îl trimite spre boli infecțioase sau gastroenterologie la Spitalul Județean Piatra Neamț, unde se face o internare de zi sau continuă în funcție de patologia pacientului respectiv și se apreciază trimiterea lui mai departe spre Clinica de Boli Infecțioase Iași sau Spitalul Județean Bacău pentru a intra în programul de tratament cu medicamente fără interferon. Agenți antiviral direct se cheamă. Și pentru cineva care se știe cu hepatită C pe care nu a tratat-o? Da. Pașii sunt și e pensionar, să zicem. Tot medicul de familie? Nu este limită de vârstă, cum era la interferon, era 65 de ani. Se intră și persoanele vârstnice în funcție și de comorbiditățile pe care le are. Și tot medicul de familie? Trimite medicul, da. Da. E totuși o cifră că este vagă, 6,1% din bolile de hepatită este prevalența asta. 6,1% din populație. Din populație? Da. Asta nu aveți cât anume, doar că nu am procentual. Atât, da. Astea studiile făcute de domnul profesor Străinu Cercel și la dr. Gheorghe de la Spitalul Fundeni. De la dumnealor avem această, din bibliografia publicată de dumnealor. Apropo de statistici, până se vor corobora cele dumneavoastră cu celelalte de la minister, de cifrele anunțate dumneavoastră în prima statistică, auzisem și eu, ce vreau să vă întreb, dar pe de altă parte aveam 3, ceva Moldova, 6, ceva Neamțu. Dacă dăm de o parte Neamțu, automat media pe Moldova coboară. E un stil, să spunem, sociologic. Deci dacă dar vreți, am... Da. Dacă am 3 județe și unul are 1%, nu, tot 1%, și am 3% nu raportez pe cel cu 100% la media de 30% făcută de el. Și raportez la ce am ceilalți. Deci logica spune că media pe Moldova ar coboră sub acel 3 și ceva. Dar nici nu mai contează. Care sunt cauzele care fac, în opinia dumneavoastră, sau oricui, ca Neamțul să aibă acest grad de incidență dublu față de media zonă? Poate și accesibilitatea și adresabilitatea precară la nivelul zonelor rurale, în adresabilitatea la medicul de familie nu se face. Ține și de educație și de condițiile precare socioeconomice. Viața trepidantă a celor care sunt de cele mai multe ori plecați în străinătate și care neglijează orice simptom și atunci nu își evaluează starea de sănătate. Mai este și problema că sunt și mai multe feluri de subtipuri de virus hepatitic C, genotipuri care circulă în lume. La noi prevalează genotipul 1, care este și unul din cele mai agresive și care răspunde la tratament și poate să se facă și reinfecție cu alte genotipuri prin imigrarea persoanelor prin această alegerea locurilor de muncă în diferite părți ale lumii. Ceea ce este specific pentru virusul hepatitic C este că anticorpii nu creează imunitate și atunci reinfecția se poate face cu alt tip și atunci trebuie făcut alt tratament. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, ce ar mai fi, nu cred că e specific județului, dar poate că la nivel de țară este și faptul că tineretul are o viață sexuală dezorganizată, nu sunt informați despre riscurile activității sexuale dezorganizate și neprotejată. Foarte mulți apelează la tehnicile astea de piercing și de tatuaje, la cabinete care nu știu cum se face acolo dezinfecția. Dacă să o spunem și pe drogurile cu administrare injectabilă, nu știu dacă județul Neamț, nu cred că este pe locurile fruntașe din țară, din câte știu București este acum și este o situație. Apoi faptul că acest virus are aceeași cale de transmitere ca și virusul hepatitic B și virusul HIV este o problemă pentru că activitatea sexuală dezorganizată poate să ducă la infectarea cu cele 3 virusuri și este dezastros. Județul Neamț are un număr destul de mare de pacienți infectați HIV în evidență. Și
mulți din ei au și patologie C și B, cu virus hepatitic C și B asociată. Ca un mod particular al județului Neamț, n-aș vedea o cale, o cauză acestei prevalențe crescute. Poate da, că... Da, să zic, pentru că tot ce a spus dumneavoastră, eu cred că e aplicatul și la Vaslui și la Bătoșani. Da. Poate da. Un pic chiar și diferit, dar acolo avem mediul studențesc, pe de o parte un plus de educație, dar pe de altă parte un plus de libertinaj. Apropo de piercing-uri, poate și dezorganizarea vieții în general, dar... Deci nu știm în momentul de față de ce nu. Neamțul e campion. Nu. Iașu, de exemplu, este pe penultimul loc, după statistica pe care o am eu, 3,79%, iar Suceava este 1,03%. Deci media este trasă sub de Neamț, de Vaslui și de Botoșani. Deci avem Neamțul 6,14%, Botoșanu 5,3%, Vaslui 4,9%, Galați 4,8%, Bacău 4,1%, Vrancea 4,1%, Iași 3,7%, Suceava 1,03%. Și Constanța, am înțeles, că are mai mult, dumnealor sunt pe primul loc în țară la prevalență, mai mult de 6,1% decât noi. Constanța e locul întâi în țară, da. Și Neamțul, iată Neamțul, județul Neamțul, locul întâi în Moldova. Da, locul întâi în Moldova. Pe țară, pe ce loc suntem? Nu știu. Dar aveți stații, dar... Numai pe Moldova am atât, da. Doamna Totu, ați spus că medicii de familie au venit testele pentru testul rapid de limpatit? Nu, n-am spus așa ceva. Eu am spus că sistemul de asigurări plătește, începând cu primăvara anului acesta, prin trimitere de la medici de familie, un test, nu rapid, un test, se testează anticorpi, anti-HC, antivirus C, un sistem obișnuit de investigare, bilet de trimitere către laborator. Medici de familie nu aveau posibilitatea asta. Până acum. Acum au posibilitatea să recomande la persoanele pe care le consideră eligibile, pentru că e important asta, accesul pacienților la medicul de familie este mult mai ușor decât la un interne, la infecțioase sau la gastroenterologie. Aveți o situație, până acum, nu. Aveți o situație nu. Cu decontările strict pe analiză? Nu, nu, nu. Nu, îmi pare rău. Nu m-am gândit să... Da, ce povestește doamna doctor despre testele astea rapide este o acțiune care se va desfășura de acum înainte da, și oricum da, da. Nu medicii foarte de familie, extinsă. La... Am înțeles că un număr limitat de teste care se va distribui. Nu știu exact câte, doctor Țacovric n-a putut să ajungă astăzi, că am invitat-o să vină, nu știu exact câte. Am înțeles că, în special în zonele rurale, s-au luat destul de multe teste și, dacă nu început zilele astea, sigur începe săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare mai este întâlnire cu medicii de familie pe subiectul ăsta. Da, este un test rapid cu o specificitate de peste 90%. Este doar o orientare, că, așa, dar confirmarea se face prin testele ELISA, testele de anticorpi anti-HCV. Casa de asigurări de sănătate, astea rapide. E prin programul derulat de această asociație? Da, 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 da. Cred că da, nu știu ce. Dar asta medicii de familie care nu primesc cu contravalarea acestor servicii, cu aceste strade. Modul de transmitere... Cred că va fi un soi de voluntariat și medicii de familie vor fi interesați pentru că e în beneficiul pacienților. Ceea ce va face casa, ce spuneam, va suporta contravaloarea terapiei antivirale la persoanele la care se va confirma boala. Da. Și ca procedură pacientului care vrea să ajungă pentru care are recomandare pentru tratament la Bacău sau Iași. Trebuie să depună documente la casă. Nu mai există aprobare. Terapia antivirală a fost cu aprobare de la Casa Națională, se făcea un dosar care venea la noi, noi îl trimiteam la Casa Națională.
Nu mai există procedura asta. Acum există o formă electronică. Medicul introduce electronic informații despre pacient. Sistemul acela confirmă sau infirmă dacă pacientul respectiv îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a intra în terapie. Dar nu mai există dosar, nu mai pleacă, nu mai vine, nu mai sunt liste de așteptare, cum aveam cu ani în urmă. Informații electronice transmise de medicul care are contract. Care are contract cu casa de asigurări și care trebuie să fie gastroenterolog sau medic infecționist. Deci mult mai simplificată calea prin care ajung să primească tratamentul gratuit. E mai complicat când pacientul are comorbidități. De exemplu, dacă are o patologie oncologică asociată, atunci trebuie și viza oncologului și pentru ca boala oncologică să aibă un prognostic de supraviețuire de peste un an. Și atunci asta nu era în terapia cu interferon, de exemplu. Ce mai erau contraindicații la terapia cu interferon, bolile psihice, niște modificări hematologice, mai sunt contraindicații, deci e o sferă mai largă de a intra în tratamentul AAD, se cheamă, terapie fără interferon, acțiune antivirală directă. Și nu mai există nici limita de vârstă aia de 65 de ani, care era pe terapia cu interferon. Și efectele secundare sunt rare și ușor de suportat față de interferon, când erau extrem de greu de suportat, mai ales de o persoană care lucra. Dacă mai aveți întrebări? Deci, ca o concluzie, pacienții care au o patologie subiectivă, de tipul astenie, lipsa poftei de mâncare, astenie înseamnă că simte o oboseală cronică, i s-a spus la un examen uzual că are ficatul mare sau că are ficatul bolnav la o examinare ecografică, are niște analize modificate, TGP, TGO, asta înseamnă analizele care apreciază funcția hepatică. Cei care se încadrează în intervalul de vârstă 45-65 de ani, care au primit transfuzii înainte de 1995, an în care loturile de sânge au fost detectate și pentru virusul hepatitic C prin teste de generația a treia, riscul de transmitere post-transfuzionale fiind neglijabil, 1 la 2 milioane de unități de transfuzie. Cei care au avut intervenții chirurgicale înainte de anii 89-90, intervenții chirurgicale laborioase, cei care au făcut tratamente injectabile la dispensare sau în locuri neautorizate sau cum mai erau prin sate că făceau injecții asistenți medicali sau... Deci mă refer la această categorie de vârstă, în special după 45 de ani, și tinerii care au activități sexuale întâmplătoare, neprotejate și care au apelat la cabinetele de piercing și tatuaje. La fel, nu mai zic de femeia gravidă care intră în protocolul de testare pentru virusurile hepatitice. Atunci ar trebui să se adreseze medicilor de familie pentru evaluare și pentru testare rapidă. Dacă îmi permiteți. Deci eu aș vrea să spun câteva cuvinte ce înseamnă o fază finală de un dramatism rar întâlnit al unei ciroze hepatice și al unei mari insuficiențe hepatice.
întâmplare a făcut să am o lungă perioadă de viață și să operez la Spitalul Fundeni. Un puternic centru de gastroenterologie, erau dirijate foarte multe cazuri disperate. Varice esofagiene rupte, hemoragii digestive superioare. Mortalitatea era fantastică, interveneam în scop hemostatic, era o hemoragie, trebuia să intervii. Și mi-aduc aminte, după o gastrotomie, după o deschidere parțială a stomacului, am făcut o ligatură de varice esofagiene. Și bolnavul a supraviețuit până dimineață. Profesorul Sedlacek mă întreabă la raportul de gardă, zice, ce face bolnavul, ăla mai trăiește? Zic, trăiește, domn profesor. Deci atunci nu a avut varice esofagiene și nici ciroză și nici mare insuficiență. Ai greșit diagnosticul. Deci undeva este incompatibil soluția terapeutică în fază terminală, chirurgicală, pentru o astfel de evoluție a unui ficat cirotic spre mare insuficiență hepatică. Ăsta era un lucru care vreau să vi-l spun și care m-a marcat. Și al doilea lucru a fost o întâlnire într-un anumit context al vieții cu profesorul Căruntu la un examen pe care nu mi l-aș fi dorit, însă fiind extrem de exigent, profesorul Căruntu, un mare infecționist, și când te întreba ceva din afecțiunile ficatului, puteai să pleci fericit când nu luai acel examen. Am avut bucuria să, în ghilimele, să trag exact tratamentul bolilor de ficat, anumite boli nu le dezvoltăm acum. Știu că atât de determinat am fost să trec peste acest obstacol, că am făcut uz de tot ce era mai nou, mai modern în pledoaria mea. Și știu că atunci profesorul Căruntu m-a oprit și a spus, știți ceva, văd că aveți o memorie bună, văd că sunteți citit, documentat, dar nu uitați de la profesorul Căruntu două lucruri. Regimul alimentar și odihna. După aia, partea terapeutică. Sunt esențiale în afecțiunile hepatice. De asta am vrut să nuanțez aceste lucruri, să nu ajungem într-o fază a complicațiilor în care șanse nu avem. Mai bine să depistăm și să reușim să stăpânim lucrurile în evoluția lor, decât să ajungem la aceste drame. Iar al doilea lucru, să nu ne socotim modalitățile simple, care le știm de la moșii și strămoșii noștri și care țin de lucruri elementare. Cam atât am vrut să vă spun. Dacă dumneavoastră mai aveți alte întrebări. Oricum, în calitatea mea de manager și nu de chirurg, vreau să mulțumesc prezenței distinselor noastre colege și de la DSP și colegele mele din spital. Cred că lucrurile sunt foarte clare asupra profesionalismului și valorii acestui așezământ medical. Cred că nu e compatibil cu cuvântul Spitalul Groazei, dar mă rog, asta este altceva. La ora actuală, eu cred că suntem pe un trend ascendent și putem dovedi profesionalismul și vrem să facem treabă și să-l așezăm pe pacient acolo unde este locul. Respect și să-i rezolvăm problemele pentru care el ne-a căutat și s-a prezentat la noi. Da? Eu vă mulțumesc și ca în calitate de chirurg, pentru că m-ați ascultat, și în calitate de manager. Și dacă mai aveți dumneavoastră întrebări.